Simona Halep se află în mijlocul unui scandal de dopaj după ce a fost depistată pozitiv la US Open 2022. De atunci, fostul lider mondial a fost audiat la tribunalul Sport Resolutions, dar nu a primit un verdict, deși au trecut mai mult de 2 luni de atunci. Simona Halep așteaptă și acum verdictul judecătorilor în dosarul de dopaj, decizie care ar fi trebuit să fie anunțată la jumătatea lunii iulie. Însă organismele din tenisul mondial n-au reușit să deslușească dosarul nici la 320 de zile după apariția stării, potrivit căreia românca a picat un test antidoping la New York. Revoltat de faptul că cei care trebuie să dea un verdict în acest caz nu au fost capabili să analizeze niște probe într-o perioadă rezonabilă de timp, fostul antrenor al Simonei Halep, Darren Cahill, a avut o reacție acidă pe rețelele de socializare. Încă o amânare. Detaliile acestui caz vor ieși în cele din urmă la iveală, dar indiferent de rezultat, a fost jalnic modul în care Federația Internațională de Tenis și Agenția Internațională de Integritate a Tenisului s-au ocupat de acest dosar. După mesajul lui Darren Cahill, și alți tenismeni și-au arătat susținerea pentru fostul lider mondial, care este lăsat să aștepte verdictul în cazul de dopaj. John Millman, locul 341 ATP, a spus că amânările repetate din partea ITIA reprezintă o rușine în cazul Halep. De asemenea, franțuzoaica Alize Cornet, locul 79 WTA, a susținut că ce îi se întâmplă Simonei Halep e revoltător. Maria Sharapova, una dintre cele mai mari vedete ale sportului alb, a trecut și ea printr-un scandal de dopaj, dar a fost tratată diferit. Pe 8 iulie 2016, Federația Internațională de Tenis a suspendat-o timp de 2 ani. Maria Sharapova a contestat decizia, iar Tribunalul de Arbitraj pentru Sport i-a redus pedeapsa la 15 luni pe 4 octombrie 2016. Maria Sharapova a putut juca din nou la turneele importante datorită faptului că organizatorii i-au oferit numeroase wildcard-uri.